Salut, eu sunt Nevi și bine v-am găsit la o nouă recenzie. De data aceasta stăm de vorbă despre o animație ce a apărut pe 12 aprilie doar pe DVD-uri și evident pe Amazon românesc pentru cunoscători. Ei bine, a apărut Mortal Kombat Legends, Scorpion Revenge, o animație pe care sincer o așteptam, mai ales după ce am văzut trailerele și sincer trebuie să vedeți trailerele înainte, în special The Red Band trailer, care este cel mai violent pentru că este o animație plus 18. Dar hai să dăm cu intro și o să vorbim despre aspectul ăsta, pentru că, sincer, aveam așteptări foarte joase la multe capitole de la animația asta. Deși era mega hype, așteptările continuare au fost joase. Și pot să zic de pe acum că mi le-a depășit și că e exact după ce am terminat animația, mi s-a părut cea mai bună animație pe care am văzut-o. După câteva minute mi-am dat seama că pe primele locuri ar fi pentru mine Spider-Verse și Under the Red Hood. Și în continuare pot să zic că dacă ar fi să-l încadrez într-un top animație, pentru mine ar fi undeva pe un loc 7 într-un top 10, dar o să facem la un moment dat și un top de animație, așa că intro. După cum îi zice și numele și după cum probabil ai văzut și tu în trailer, povestea urmărește originea lui Scorpion, cum acesta își pierde tot neamul și toți oamenii din acel clan al lor, își pierde și familia și pe moment crede că este vina lui Sub-Zero și caută răzbunare. Cam asta este ideea și se gândește că la acest turneu, nu vreau să vă zic foarte multe, mai ales pentru cei care au jucat Mortal Kombat, pentru că nu cred că există om să nu fi jucat Mortal Kombat, doar că foarte mulți l-au jucat pe mod multiplayer, doar de fan, 2 vs 2 și povestea a lăsat deoparte și nu vreau să vă stric povestea, dar merită. Măi, merită. Pentru că practic e o poveste de răzbunare, cum îi zice și titlul, adică practic Scorpion, după ce îi moare tot neamul și tot clanul, se duce după Sub-Zero să îl omoare ca să poată să-și recapete onoarea, să zicem, să aducă onoare clanului. Cam asta este ideea și se întâlnesc la acest turnament organizat de Shang Tsung și de aici toată povestea se complică, adică pentru cei care au jucat story-ul de la Mortal Kombat, inclusiv eu, nu l-am jucat pe cel de la Mortal Kombat 11 pentru că nu l-am cumpărat, doar că am văzut despre ce este vorba pe parte de poveste și pot să zic că nu mi s-a părut cea mai strălucită poveste, cea mai strălucită abordare, dar pentru mine personal Mortal Kombat 9 și Mortal Kombat X pe parte de poveste sunt mult mai ok, cel puțin Mortal Kombat X a fost unul din fightere pe care am și început în ultima perioadă să mă joc, după v-am continuat și cu Injustice 2, căruia i-am făcut recenzie și poate o să o las în descriere. Dar ideea e că povestea nu mă așteptam deloc să fie bună, pentru că mă gândeam că e Mortal Kombat, filmele au fost oribile, jocurile pe parte de poveste mereu au fost mai trase de păr, pentru că e complicat să pui toate personajele astea cu abilități super diferite și unul să fie și cu nivele de putere practic mult mai diferite și să fie o discrepanță între ele, foarte greu să le bagi în același univers pe aceeași hartă și să faci o poveste să fie relevantă. Dar pot să zic că în filmul acesta chiar a reușit și nu m-am așteptat, jur. Și faptul că durează doar o oră și un sfert, dar credeți-mă că se întâmplă o grămadă de lucruri. Adică la unele animații zboară timpul și pot să-mi amintesc tot ce s-a întâmplat. Ei bine, aici s-au întâmplat o grămadă de lucruri fără ca acțiunea să fie grăbită. Iar asta iarăși este un aspect care mi-a plăcut. Pe parte de voci nu pot spune prea multe, dar pe parte de acțiune, băi, pot să zic că a fost probabil cel mai entertaining film de animație pe partea asta. Adică, dacă ați văzut și trailerul, mai ales din nou, cel cu Red Band, plin de sânge, deci este absolut genial și pentru fanii seriei Mortal Kombat o să aveți o grămadă de referințe pe parte de finisher-uri sau combo-uri sau X-ray-uri, o să le vedeți acolo și e absolut incredibil, deci chiar mă gândeam, gen, dacă aș putea să-i arăt unui copil cam ce vârstă minimă ar trebui să aibă ca să fie ok pentru asta. Și prima oară mă gândeam undeva că ar trebui să aibă undeva la 12 ani, dar, din nou, cred că copiii sunt capabili să consume mai mult horror de la o vârstă mai fragedă decât asta. Dar copilul din mine, sincer, a zâmbit în timpul filmului ăsta, adică... Pentru că nu mă așteptam, din nou, povestea a fost super ok, acțiunea, scenă de acțiune, nu pot zic că animația a arătat foarte bine, asta pot să zic, pe unele aspecte nu a arătat bine, dar, din nou,
are atâtea puncte plus foarte importante, încât faptul că pe alocuri, să zicem că unele locații nu arătau atât de bine sau în timpul scenelor de acțiune s-au grăbit cu animația și se vede că nu e așa detaliată pe unele aspecte, da. Contează? Nu știu ce să zic. Dar vă recomand să vedeți Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge. O găsiți pe Amazon românesc, trebuie să o vedeți. Trebuie să o vedeți, pentru că e pe partea de animație e ceva nou, adică n-am mai văzut eu personal genul ăsta atât de violent și pot să zic că îmi place. Așa că nu știu ce să vă zic, dar eu când filmez această recenzie am aflat că tot astăzi apare teaser trailer pentru Venom 2, deci hashtag we are Venom, hashtag we are Scorpion și sincer, după această animație vreau o figurină cu Scorpion și probabil o să am. Bun, așa că până data viitoare, eu am fost Nevi și ne revedem când ne-om revedea. Pa!